Da. Marius, ideea mea e că trebuie să ieșim din starea de confort. Generația noastră a suferit de foame. Noi știm, n-a suferit, dar noi știm ce e să ne culcăm seara nemâncați. Copiii noștri nu mai au experiența asta. De-aia li se pare că totul le e permis, totul trebuie să ne sculăm mai de dimineață decât ne-am sculat. Chiar eu am observat o lentoare la mine într-o anumită perioadă în care veneam la 8, la 9 la muncă și nu mai știam ce înseamnă să mă scol la 5:30 dimineața. Azi dimineața m-am sculat și am văzut alte persoane în metrou și am ieșit din starea de confort. Deja mă simțeam un pic deranjat de lucrul ăsta, dar am văzut că e un lucru bun, că iau parte la viața reală. Viața reală nu numai aia de la ora 10 când e soarele pe cer. Deci, la fel, deci trebuie să ne deranjăm tot timpul? Trebuie să deranjăm, să ne deranjăm în interiorul nostru. Că da. Iisus Hristos ne-a spus, bă, dacă ești căldicel, te voi scuipa. Noi trebuie să ne adăugăm provocări noi. Viața asta modernă ne-a lincezit, ne-a făcut să nu mai avem, să stăm bine în fotoliul nostru la televizor, să luăm știrile la cald, vedem foc și inundații, deja nu ne mai impresionează. Dacă ar fi lângă noi, dacă am ieșit noaptea, să ieși noaptea pe stradă, să îți faci un alt test, să vezi cum reacționezi. Deci să te pui în situații dificile, să fugi de comoditate. Fugi de comoditate, Marius. Adică, uite, vine sezonul rece acum, toată lumea, vai ce frig e cu tare. Noi nu mai suntem obișnuiți. Aduți aminte, când eram copii, stăteam și în frig, Marius. Aia chiar ne energizează corpul. Când poți sta electric, n-ai văzut ce se recomandă. Dimineața la trezire, un duș. Pentru că Tesla a spus, noi suntem corpul electrice, noi suntem electricitate, vibrație, frecvență. Noi ne energizăm tot corpul. Ai văzut ca un duș rece. Noi am trecut așa, pe o linie, ca la mort, ai văzut cum e prea bine, da. Fiecare are binele lui. Noi trebuie să ieșim din starea de confort, tot timpul să găsim treaba asta. Câteodată s-o căutăm, ne ajută s-o căutăm. Să căutăm. Ne-am protejat prea mult. Ne-am protejat, absolut. Și absolut. Tot timpul, în fiecare clipă, noi căutăm bine pentru noi. Da, noi căutăm numai să ne fie bine. Noi să ne fie bine. Dar singur putem să ieșim de acolo și să zicem, bă, astăzi nu mănânc, să văd, să mai cunosc senzația aia, să-mi fie foame, chiar să mă abțin. Că de-aia mă întrebai cum am reușit 10 kg și în 6 luni m-am stabilizat să le dau jos. În afară de alea 10 zile de post, Marius, care le-am ținut numai cu apă, trebuia să mă obișnuiesc, pentru că am mai ținut organismul la lung să fac treaba asta. Și mi-am tăiat alcoolul în primul rând, că devenise independent. Plăcerile, da. Asta te omoară. Cafea, da, sigur că da. Plăcerile, eu nu zic să nu ne facem mici dulcegării ale vieții, dar dacă încădem cu patimă în ele... Frecvente, când da, repetate. Da. Și trebuie să și ieșim, bă, mi-a făcut o plăcere, bă, hai să cobor un pic nivelul, că pe urmă văd și ce-i sub mine. Noi tot timpul, mai rău, nici măcar în sus nu ne uităm. Avem un confort la fiecare care l-are și n-am ieșit în veci din el. Și când ieșim un pic, zicem că e rău. De-aia exercițiul trebuie să fie făcut voit. Deci trebuie să trăim tot timpul în opoziție cu comoditățile noastre. Adică să ne opunem binelui nostru. Da, trebuie să... Nu neapărat, că s-ar putea ca lucrul ăla să fie bun să te trezești. Bă, mă trezesc la 5 dimineața, da? Trebuie să-mi formez obicei. Eu mi-am format obiceiul, mă culc la 10:30 și văd că odihna, parcă am întinerit, parcă am mai zdrăvenit, am clar energie mai multă, nu că parcă, asta este. Dar reiau niște obiceiuri sănătoase care le aveam atunci când n-aveam televizor în cameră. Era un televizor în sufragerie și la 10 era stingere. Da. Ne stingea. Da. Deci noi ar trebui să trăim viața necăutând. Vezi că asta e principiul nostru, căutăm cât mai mult bine tot timpul în toate. Noi ar trebui să nu căutăm tot binele nostru, să îl jerfim, jerfă, ne trebuie jerfă. Jerfa trebuie să fie mai mare noi, decât satisfacțiile. Da, să ne jerfim și pe noi în folosul nostru, Marius. Da. Chiar asta ți-am spus, posturile cum erau rânduite în creștinismul în astea, păi era o abținere, postul se face numai cu frigiderul plin. Păi spunem, toți avem de mâncare acum acasă, dar să te duci acum seara când ți-e foame să zici, bă, azi nu mănânc, să mai cunosc senzația aia de foame un pic, să mă încerc să... Sau astăzi merg pe jos. Să merg pe jos, sigur că da.
Pe urmă ne uităm în oglindă și nu ne mai place de noi. Sau gâfâim alergând 5 trepte la metro. Deci greșeala asta este că considerăm că viața este o continuă adăugare de fericiri la noi. Da, și da, nu, da, nu este asta. Starea de bunăstare, așa. Prea multă bunăstare este cea care distruge corpul. Distruge și sufletul în primul rând. Și viața, da. Da. Și corpul pentru că lenevește. Am devenit leneși. Am devenit leneși, leneși. Și apoi, prin repetiție, tot timpul vom căuta comoditățile. Păi dacă se implementează, nu vezi că îți bați șabloane. Șablon. Tipare. Tipare, tipare. Și dacă ăsta este în cap... Și cum să faci să... Păi tu singur, prin propria voință. Pentru că altă vorbă spune că de la Dumnezeu dai voință, iei putere. Pentru că tu vrei, zice, bă, eu fac un pas spre Dumnezeu, spre creșterea mea spirituală și Dumnezeu face 10. Îmi dă putere ca să pot să fac asta. Și eu când am făcut zilele de post, am zis, bă, nu știu, cred că pot să fac. Dar eu am încercat, am avut voința să încep o zi, două, trei și m-am dus până la 10, am văzut beneficiul. Am dat burta jos, scopul a fost de spătimirea asta, să nu mai beau seara, să renunț la carne, am renunțat și la produse lactate care produc aciditate organismului. Multe lucruri s-au schimbat, dar asta văd că mi-a venit și o putere din afară, adică simt că am primit, nu sunt numai meritele mele, la mine a fost voința. Și de multe ori mă și încearcă că zic, trec de multe ori, zic, mă, să mai beau o nenorocire de asta după stradă, o cafea chiar bună, care n-am nevoie în momentul ăla. Am înțeles. Da. Sunt, dar ți-am spus, îmi dau seama acum exersând pe mine că starea de confort este total dărâmătoare corpului. Noi trebuie să facem corpului fizic și corpului spiritual. Trebuie să facem lucruri care să ne scoată din zona de confort. Adică împotriva confortului. Da, bă, ce zic, bă, la cât mă trezesc eu de regulă? Că n-am treabă la 9 dimineața. Bă, hai să mă trezesc pe la 6 jumate, mă, să văd ce se întâmplă cu ăsta. Să ies din aia, că mă forțează tot și un pic mai devreme. Da, să nu mai mănânc toată mâncarea din farfurie, că oricum nu fac efort suficient, sau să încep să fac câți pași fac pe zi. Ia să încerc să nu să dublez din prima, dar să mai adaug așa niște efort la corpul meu fizic. Atunci, cum e cu cititul, nu citești o carte din prima. Citești 10 pagini, te ia somnul. Una treptat, mai adaugi două, încep să le rumeci. Deci voi să zici că trebuie să facem ceea ce nu ne place nouă. Ceea ce nu ne place nouă. Ceea ce nu, nu că nu ne place, ceea nu ne convine, ce, nu ne convine. Potriva șablonului. Că eu înainte făceam lucrurile astea, mă sculam dimineața, mă spălam, mă duceam la antrenament. E, cu cât am avansat un pic, a crescut nivelul de trai, am dat-o că am mai îmbătrânit și eu, de unde? Că bătrânețea e mintea noastră, corpul normal, s-a lenevit el, nu că ești bătrân. Deci bătrânețea e o lenevire a corpului? O lenevire a corpului. Mamă. Pentru că sunt bătrâni care sunt mai activi ca cei tineri. Păi am fost la munte pe la în Făgăraș, bă, era o femeie, frate, nu cred că avea, 50 de kg avea. Bă, dacă nu alerga femeiuța aia, cât e ziua de mare? Mâncare puțină, dar ăsta era programul ei. Se odihnea, se culca cu găinile cum era odată, se odihnea și bă, era de... Deci se împotriva bine lui ei. Da, 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 că uite, da, culcă-te bre, că o să mori alergând pe-n curte, pe-n astea. O, ea avea starea aia de bine. Am citit o carte, o chestie interesantă, Sojenitski, scriitor acela care a scris Arhipelagul Gulag. A intrat cu 120 parcă de kilograme în închisoare, acolo în lagăr, și a ieșit cu 59. A intrat cu cancer și a scăpat de cancer și avea și multe boli de astea cronice. Da, da, ți-am spus că în timpul postului autofagia asta e... Este cea care salvează, da, viața. După ce mănânci din grăsim, încep celulele moarte și celulele care dăunătoare corpului să fie mâncate de alea vișită. Și zicea acolo măicuță că cei care au fost în închisoare, au fost în închisorile comuniste, au stat 15, 20, 30 de ani de zile acolo, ei trăiesc în condițiile în care cei care au stat în bunăstare au murit deja. Sau sunt prin zile. Se da, chinuiesc. Păi am văzut... Deci universul ăla concentrațional, de fapt, le-a dat energie. Da, noi nu suntem pregătiți să mâncăm atât de mult. De exemplu, referindu-ne la mâncare. Știi că stomacul normal, cât iei când căușul palmelor tare, asta ar fi maxim de cât trebuie să mănânci la o masă.
și nu foarte, foarte dese. Numai că noi atunci, vis-a-vis de oamenii aia, avem activitate mentală foarte intensă. Noi gândim și acolo se pierde multă energie. Vrem tot timpul. Se mai pierde pe judecate, că pe critică. Pe... Nu stăm să contemplăm și noi să ne uităm în natură, nici nu mai e unde. Când orașul stă supraglomerat, nici nu vezi cerul, că trebuie să ocolești clădirile. Am pierdut deci, contactul. Noi ar trebui să trăim o viață împotriva comodității continuu. Clar. Și clar. Tiparelor noastre de asta de comoditate. De comoditate. Da. De bine locuim, propriu. Da. Că bine propriu se extinde și la alimentație, să fie gustoasă. Să fie gustoasă. Să nu fie gustoasă. Păi nu vezi, n-avem să nu vrei gustoasă. Spre gustul acru-amar. Zice, mi-e rău. Nu, frate. Ăla e gust care ți ajută anumite organele tale cu frecvența lor să trăiască și ele mai bine. La mine s-a întâmplat, scoțând zahărul din alimentație, prima oară când l-am scos, îndulceam cu miere absolut tot. Nu mai știam câtă miere să pun, pentru că zahărul atât mi-a pervertit gustul, în care simțeam că dacă pun jumătate de borcan de miere, tot n-are gustul la zahăr și era ceva normal. Pentru că n-are, zahărul rafinat e un drog. Am înțeles. Și cu timpul, de asta spun că un obicei bun în 5-6 luni se construiește. Pâinea, ai renunțat la ea? Mănânc numai pâine cu maia, încerc să reduc cantitatea acum de o anumită perioadă. Cu tărâțe? Cu... De-astea. Da, pâinea cu tărâțe, cu fulgi de orz, ovăz, aș fi preferat să o fac acasă, dar și aici e mult timp. Dar baza sunt legumele, cerealele, fără patiserie, fără dulce, care eram, da, covrigul ăla, fără lactate, fără lactate, da, după ce am citit de lactate. Deci covrigul ăla este ucigaș, da. Covrigul ucigaș. Da. Păi și el are o tonă de zahăr și e ce... Deci tot ce preferă omul este, îi face rău, de fapt. Nu absolut tot, că na, sunt mâncăruri, sunt salate, că dacă fac o salată... Nu, mă refer la, îți place foarte mult salata, acum? Da, salatele. Acum da, că altceva nu mănânce. Dar înainte noi nu le mâncam. Ceva, o fasole, am mâncat ieri o fasole extraordinară, cu o varză făcută cu morcov. Deci cât mai apropiat de natură. Cât mai apropiat. Și cât mai brut. Cât mai brut. Și în continuu, deci când vrei să stai jos, să nu stai jos. Când vrei să stai comod, să nu stai comod. Da, deci nu trebuie făcut în permanență. Numai să ai frecvența aia, că altfel nu ți-ai mai dat seama. Deci eu atunci aveam un boost de energie extraordinar după alea 10 zile și o perioadă scurtă, care s-a pierdut în sensul că m-am obișnuit cu cantitatea de energie și mi se pare normal ca să pot să merg pe jos de aici până în Colentina 5 km și înapoi sau zilnic să-mi fac doza asta de pași, nealimentându-mă ca înainte. Dar nu e vorba numai de corp, că te liniștești și la minte. Tot ce baci te duce în sânge și dacă e ceva nociv, cum sunt cafelele astea, care și astea sunt o bombă. Și aia, gândește că cafeaua, virgulă, e la 250 de grade, 300 de grade. Are țalea cancerigene în ea. E o făcut pe boaba verde, probabil. Deci tot ce este plăcut, să nu-l vrei. Să nu-l vrei, dar bine, să nu exagerezi. Alternat, să nu exagerăm, că boron nu-ți mai dai seama dacă tu tot timpul te reții. Când tot timpul vrei, plăcerea o vrei tot timpul, atunci devine obicei. Și devine obicei, și patimă. Dar tu trebuie să stai asta, îți mai faci, mai stai și jos. Păi gândește-te, nene, mari asceți au dormit pe scânduri ca să primească iluminarea care ți-o dă. Și acolo au avut... Deci vrei să spui că noi de fapt suntem drogați. Ne drogăm cu de toate. Noi ne drogăm. Cu comodități, cu plăceri. Cu comodități și cu plăceri. Ușor, cu sigur, plăcut. Sigur. Cum mersul la mall, chiar dacă n-ai de cumpărat, să vezi lumea, să vezi magazinele, să vezi. Toată ziua stai în scaun, e un drog. Da, stai pur și simplu, da. Și trebuie să vezi că cel mai, acum mergând mai rău, să ți-am spus. Deci ce îți place să nu faci? Cam așa ceva, da. Să te împotrivești firii astea, care e totuși o fire căzută, firea omenească, s-a pervertit. Deci constructorii noștri ne-au făcut după un anumit tipar, dar ne-au lăsat și liberul arbitru. Bă, dacă vreți să mergeți în stânga, luați în stânga. Noi vă spunem că aia cu grădina, păi să te pună cineva, e o parabolă, într-o livadă foarte mare și să zică, bă, poți să mănânci ce vrei tu. Numai un singur fruct nu poți să mănânci, mărul ăsta. Bă, din toate alea tu te-ai repezit chiar în ăla. Dar vezi că e o problemă aici, plăcerile acestea sunt chiar diavolul.
Bineînțeles că nu știi de la cine îți vine. De ce dorește omul diavolul așa de mult? Da. El se supune lui și numai pe el îl dorește. Pentru că ispita asta e viața asta pe orizontală. Noi avem impresia că tot ce a fost și va fi vreodată, aici e pe orizontală asta. Cu toate că ne dăm seama, Marcel, în momentul ăsta, eu vorbim cu tine, e singurul moment adevărat, să spunem între ghilimele, din viața noastră. Că noi doi vorbim aici. Ultima oară când te-am dus, când ai venit cu Costi, deja accesăm o amintire a noastră. Și acum cât ai stat pe canapea când eram cu clientul înaintea ta, tot o amintire, care o accesăm într-un singur moment prezent. Da? Și nu ne dăm seama de vrăjeala asta. Ne-a furat, nu știm cine vorbește în mintea noastră, Marius. De-aia, discernerea duhurilor care vorbesc în mintea noastră e foarte important. Exact. Și să nu ne ducem după fentă, că vorbeam cu domnul general. Să nu ne ducem tată după fentă, că îți vine un gând, deci deja știi că nu e al tău, că ți-a venit gândul, că urmărește când îți vine gând. Și tu poți să-l lași să treacă sau să te duci după el, dar de regulă influența asta gândurile vin de la pe frecvențe joase. Deci, de fapt, gândurile care sunt negative, toate sunt de la diavol. De la frecvență joasă, da. De la frecvență joasă. Asta de îndoială, de critică, de acuzație, judecată. Da, de judecată. Păi cum? Dacă tu ai stat și doar ai urmărit gândurile tale, cum zice Arsenie Boca, ți-am spus, rugăciunea de dimineață în care depune tot, inclusiv gândurile lui, în fața lui Dumnezeu, el doar trăiește. Doar merge așa, se duce la servici pe așa și își face treaba lui. N-ai mai putea să judeci. Doar ți-ai urmărit filmul vieții tale, filmul gândurilor tale, care e cel mai frumos film, l-ai lăsat să curgă și tu ai rămâne în starea de pace, de liniște. Că de acolo, dacă plecăm în frecvența asta, ne distrugem celula din noi, viața oricum o să curgă. Nu pot eu să schimb pe nimeni altcineva decât pe mine. Pentru mine asta e o lecție absolut. Cea mai tare lecție, pentru că toată viața mea am luat oamenii, am cărat, haide bă să mergem la biserică, să mergem partea. Bă, hai să lasă fiecare să se judece pe sine și să nu mai care eu pe nimeni. Eu să-mi văd de viața mea și dacă prin exemplul meu personal vine unul și mă întreabă ceva, bă, că te-ai schimbat, da, îmi pare bine că m-ai văzut, poate că m-ai văzut că m-a schimbat în rău, dar hai să stăm un pic de vorbă, da, nu mai car pe nimeni în spate. Nu mai trag de nimeni, nu mai sunt... Nu mai vreau să corectez, să schimb... Nu vreau să... Să-l înveți pe mine, pe ceilalți, mai vreau să-i înveți. Am o grămadă de să mai scot și de la mine. Din uite, hai să luăm pe cineva care ascultă pentru prima dată aceste lucruri și e plin de atracțiile vieții, de fericire, le caută nebunit. Cum să înceapă el să schimbă viața? Ce recomand? Păi pas cu pas. Prima mișcare care ar fi? Un post de 10 zile? Prima mișcare ar fi, dacă vorbim din punct de vedere al corpului, să se informeze. E internetul plin de informații vis-a-vis de a început acum, dacă postul era cumva apanajul bisericii, toată lumea cea, dar ce bă postești cu tare? Acum ai intermittent fasting. I-au zis altfel, 16 ore stai nemâncat. Faci fomiță 16 ore. Da? Să se informeze întâi, să vadă că oameni, că au apărut din ce în ce mai mulți oameni care sunt titrați de și doctor și ăsta și foarte cu vizibilitate mare, care explică, domne, am făcut asta și mă simt așa și corespund în cea mai mare parte afirmațiile lor anumitor șabloane. Bă, mi-a crescut nivelul de energie, pielea s-a mai albit, uite, am dat burta jos, nu mai am gaze, mă simt mai bine. Să înceapă cu treaba asta, dar cea mai tare e să-și urmărească gândurile, să le lasă să treacă, să nu se mai ia la harță cu ele, că atunci acolo vine judecata și aia e cea mai mare problemă, că problema burții o rezolvăm în 10 zile, da? Și pe urmă depinde de noi, dacă vrem să ne întoarcem înainte la alimentația dinainte sau vrem să continuăm să ne schimbăm cu totul modul de a ne alimenta, să nu mai băgăm drogurile astea în noi în exces, cel puțin dacă nu se poate din prima să le eliminăm, să fie cât mai puțin, dar să începem să nu mai judecăm lumea, să lăsăm lumea în pace, să ne vedem de viața noastră și de gândurile noastre, să fim cât mai puțin, chiar dacă nu ne convin, vedem că toată lumea e bulversată la ora actuală, de pe toate planetele, de pe toată planeta. Eu văd că stai puțin. Eu văd că merge în tandem, nu în judecata cu împuținarea, cu foamea. Adică împreună trebuie să meargă. Pentru că când am citit Filocaliile, rolul înfometării era că se
Nici nu mai poți să vorbești. O să vezi că dacă începi treaba asta, depinde acum de la individ la individ, de la ora a 5-a, a 6-a, ai o lentoare în exprimare. Vorbești mai rar, mai încet, mai cu tare. Dar în același timp, activitatea mentală se acutizează, nu mai ai atâtea gânduri, dar sunt mult mai precise. Da, prin lentoarea asta îi dai, ai timp să urmărești chestia asta de gândire mult mai atent. De-aia retragerile care se fac, ce faci acolo? Nu faci nimic. Stai, chiar dacă mănânci mai puțin, urmărești ce trece pe ecranul minții tale. Dar ideea e să nu te iei la harță, că prin acum 15 ani, 20 de ani, mă luam la harță și spuneam, bă, alea-s bune, alea nu-s bune. Bine, pe urmă am citit de la Puterea Prezentului, de asta primul pas e informarea. Ca să începi la un drum, vezi că nu e drumul tău, l-au făcut alții înaintea ta. Poate l-au făcut nu civilizația asta, că citind tăblițele de smarald, am văzut că sunt așa, se pliază cumva și pe religiile astea noi, pe partea bună a lor, că toate au. Să te informezi și pe urmă să vezi, să zici, să, dintr-o curiozitate, băi, să vedem, la mine merge treaba asta, ce spun o grămadă de nebuni, care, să spunem, m-au ținut un post de 10 zile, s-a îmbunătățit, păi, tensiunea mea, eram nevoit să iau pastiluțe, acum s-a reglat numai din alimentație, numai din alimentație s-a reglat. Deci postul este baza, dar este și post de judecată, post de critică, post de comodități, post de fericire, da, de plăceri. Da, da. Păi, restrângerea în sine. Știi ce mi-a plăcut? Ducându-mă pe Natos pe acolo, pe la vatopedul și asta, unul din părinți spunea că ce fac ei acolo e tăierea voiei cu propria voință. Să-mi tai voia mea, plăcerile mele cu propria voință. Noi cerem ajutorul lui Dumnezeu și ni-l dă, ți-am spus, dai voința ta și primești putere. Că simți că, bă, am putut să fac asta, dar parcă n-am fost eu ăla, că eu până acum nu făceam treaba asta. Deci ce ai învățat de la ei, de acolo, de la părinții din Muntele Atos? Această înfrânare eu o realizez tot acum, timpul? Acum da, și programul care l-aveau Marius, adică să decolă în fiecare dimineață la 3:30 te scol că începe Sfânta Liturghie până la 17. Deci vrei să spui că fericirea cea mai mare este chinul cel mai mare. E chinul cel mai mare. Când te chinuiești mult, atunci vine fericirea. Da, dar ți-am spus, nu trebuie să trăim în lipsă. Într-o formă absolută. Să și din plăcerile vieții astea sănătoase. Da? Da? Dar trebuie înfrânarea să fie principalul aspect. Principal, să fie, da, mai multă decât satisfacție. Asta nu e, dar să nu exagerăm nici cu asta. Da. Ok, bun. Mulțumim frumos. Cum se iese din post de 10 zile? Să iei din post de 10 zile este greu, aș putea să spun. În primul rând trebuie să te informezi și să citești, pentru că corpul începe, are ce mânca în momentele în care tu nu ai dai să mănânci. E un program care nu ține de tine. Tu ai dat startul și el mănâncă din grăsimi, mănâncă din celulele moarte cu tare. Când faci revenirea din post, mă gândesc acum, chiar acum mi-a venit ideea, intervine conștientul. Tu conștient trebuie să știi ce să mănânci. Dacă în post tu trebuie doar să bei apă, înțelegi? Și corpul își vede psihosomaticul ăsta de activitatea lui, își găsește mâncare, când ești din post, nu mai e același lucru. Tu trebuie să fii instruit din punct de vedere conștient ca să poți parcurge pașii. E greu? E greu. Mie mi s-a părut chiar foarte greu, pentru că m-a speriat după primele 10 zile, când mi-am dat seama, vreau să țin mai mult, că nici nu mai puteam să beau apă, mi se luase și de apă și am intrat în panică. Și nu mă instruisem și nu citisem dinainte, că ideea era să țin o săptămână sau până într-o săptămână. Și am văzut că merge, am mai întins o zi, am mai întins două, încă una și am făcut. Și nu mă informasem suficient. M-am informat la repezeală și să începe tot cu un suc de mere, un suc de portocale, dar nu brut, jumate-jumate de apă, pentru că noi nu mai avem enzime în stomac. Dacă am băgat, ar cădea ca un bolovan și am face cine știe ce nebunie la nivelul ăla.
Foarte încet și depinde de la individ la individ. Cantitatea contează și se începe neapărat cu lichide. Neapărat cu lichide să începe. Lichide însemnând acum o supă, dar numai zeama, dar în prima zi suc de mere îndoit cu apă, ce am băut eu. Suc de mere îndoit cu apă, nici măcar ce n-am băut, numai asta am băut. Suc de mere cu apă, tot așa, o supiță mi-am făcut de genul așa, am mâncat niște frunze de salată, care le-am simțit, nu salată, nu știu ce am mâncat, că mi-a fost frică să mănânc salată, că e foarte intens stropită. Dar mere am mâncat, mere. Am simțit extraordinar, mi-a arat și am mâncat merele așa, simțeam textura în gură, tot, extraordinar. Foarte puțin și tot așa, cu zeamă, un compot făcut, stafide mi-am pus la, stafide l-am muiat și am băut doar zeama, ușor, ușor, dar mi s-a părut foarte dificil, că încă o dată, acum îmi dau seama, totul a trebuit să fac conștient, păcând înfometarea să o făceam inconștient, corpul avea grijă de el însuși atunci. Înțeles. Eu doar am dat startul, am zis, bă, mă abțin, uite, 10 zile vreau să fac așa și citisem cam tot ce și ascultasem de la Cezare Lisei și de la alții, ascultasem informațiile. Nu m-am misturit cu ieșire. Câte zile a durat revenirea? Vreo 3 sau 4 zile la modul revenirea ca să încep să mănânc. Dar revenirea la mine a fost la modul că dacă eu înainte beam cafea dimineața, mâncam carne, mâncam lactate, mâncam prăjituri, mâncam patiserie, acum nimic din toate astea. Înțeles. Deci le-am tăiat pe toate. Și au venit fructele, salatele, leguminoasele ușor-ușor, fasolică, o mazăre, am descoperit soia, mi-am luat aparat de soia, am făcut acasă lapte de soia. Cu un leu faci un litru jumate de lapte, proaspăt atunci, cu cereale, cu ce pun, semințe de cânepă și absolut tot pus în ele, dar cantitățile au fost mult diminuate. Da, da. Și de-aia că probabil luam cele 10 kg, mi le luam înapoi într-un mod destul de rapid, dacă nu schimbam modul de viață, că practic mi-am schimbat modul de viață. De 6 luni am schimbat total modul de viață privind alimentația, că s-au lipit și alte lucruri din punct de vedere mental, am devenit că o claritate, o luciditate a gândirii, o limpezire. Acum vorbesc mai turat, știi că ne grăbim un pic noi, dar nu e ritmul meu. Stau și mă închid. Nu trebuie să fiu. Dar e dificil. Deci aș sfătui pe cine să-și ia dinainte informații, inclusiv cu astea și vis-a-vis de post, fără clismă sau hidrocolonoterapie, să nu începe să nu se gândească. Pentru că tot ce a strâns la nivelul colonului, unde s-au format plăci de reziduri, vor intra în circuitul sanguin în momentul în care tu nu mai hrănești în tubul digestiv, corpul încearcă să-și ia de unde poate, din toate mizerile, te transferă în sânge și apar probabil tahicardie, dureri de cap. De-aia pentru mine a fost ușor, pentru că fiind pe 22 februarie deja eram în timpul postului Paștelui. Și deja eram destul de curat, nu mai băgam alimente, brânză, lapte, ouă, ce mâncam în mod regulat. Da. Atunci în cantități. Și n-am avut dureri de cap. Fazele anterioare am mai ținut câte 2 săptămâni, o săptămână și o săptămână, câte 7 zile, dar am revenit la aceeași, aveam dureri de cap, pentru că n-am făcut nici clismă cât trebuie să faci. Aia curăță. E un procedeu destul de neplăcut și destul de... Deci acolo trebuie, oamenii trebuie să se informeze, că au o grămadă de informații acolo. Poziția, unde să duc și ce fac. Și ce înseamnă să nu scoți chestiile alea de acolo. Că poți muri. Te auto-intoxici cu propriile toxine și Doamne ferește. Am înțeles. Deci asta e și un pericol în postul de 10 zile. Dar în timpul postului de 10 zile ai băut apă. Cât apă? Nu mai apă. Câtă? Păi să știi că n-am băut exagerat de multe apă, am băut câtă mi-a permis organismul. Apa Vâlcele, care am aflat și eu de la ea, adică toate informațiile care eu le vehiculez acum nu sunt ale mele, decât experiența mea personală e a mea. Toate sunt informații care le-am luat din cărți, începând de la Valeriu Popa, care unchiul meu a fost la dânsul
Și el dânsul l-a instruit pentru o celulă canceroasă, a ținut nu știu câte zile, eram destul de mic atunci. Ce-a scăpat? Toate informațiile a scăpat, da? Toate informațiile nu sunt ale mele. În afară de experiența mea, eu pot să spun cum am simțit, ce am făcut și să mă compar cu alții care au urmat, au vrut să țină și ei un post cu experiențele lor. Dar vreau să spun că 7 până la 8% din experiențe se regăsesc într-o experiență comună. Înțeleg. Oamenii raportează aceleași evenimente, fenomene care s-au petrecut în interiorul lor. Cu mai mult sau mai puțin. Și acum fiecare după putință numai se informeze și la ieșirea din post, că poate vrei să pleci cu 3 zile de post și ajungi la nu știu câte zile și nu mai știi cum să ieși de acolo. Înțeleg. Să întrebi pe cineva care a trecut, s-a făcut pașii ăștia, să te uiți și ce diagnostice ai, că le facem și pentru sănătatea trupului. Eu având o tensiune ridicată, nu foarte ridicată, având și eu anumite probleme și a trebuit să contabilizez lucrurile. La faptul că eu acum nu mai iau decât tinctură de păducel și cardiovasc, care le iau așa și monitorizez absolut în aceea zi. Eu cumpărasem un holter de tensiune pe care îl foloseam să monitorizez tensiunea. Înainte erau așa, acum nu mai am probleme. Deci toate bolile ți-au dispărut? S-au redus extraordinar de mult. Și am observat iar, că ți-am spus, Marius, venind un prieten nevăzut de 40 de ani, am băut niște guri de palincă mai mult. Imediat s-au resimțit. Chiar dacă ficatul nostru, un ficat sănătos, poate să proceseze 100 de mililitri de vin, respectiv șpriț cu apă, într-o oră. Noi când ne apucăm să facem o băută, cum spunem noi băieții, păi nu bem pahar într-o oră, că nu ți ajunge o zi să termină sticlă. Da? Un ficat sănătos. Deci noi ne intoxicăm, că practic băutura e o intoxicație a sângelui, care ajunge în circuitul lui la organe, creier, inimă și în alte părți. Și ea nu poate să tot învârte în cer până e eliminată și îți dă seara. Corpul încearcă să te pună la orizontală, să zică, bă, oprește-te, stai jos. Da, mulțumesc. Cum se iese din post de 10 zile? Să iei din post de 10 zile este greu, aș putea să spun. În primul rând trebuie să te informezi și să citești, pentru că corpul începe, are ce mânca în momentele în care tu nu ai dai să mănânci. E un program care nu ține de tine. Tu ai dat startul și el mănâncă din grăsimi, mănâncă din celulele moarte cu tare. Când faci revenirea din post, mă gândesc acum, chiar acum mi-a venit ideea, intervine conștientul. Tu conștient trebuie să știi ce să mănânci. Dacă în post tu trebuie doar să bei apă, înțelegi? Și corpul își vede psihosomaticul ăsta de activitatea lui, își găsește mâncare, când ești din post, nu mai e același lucru. Tu trebuie să fii instruit din punct de vedere conștient ca să poți parcurge pașii. E greu? E greu. Mie mi s-a părut chiar foarte greu, pentru că m-a speriat după primele 10 zile. Când mi-am dat seama, vreau să țin mai mult, că nici nu mai puteam să beau apă. Mi se luase și de apă și am intrat în panică. Și nu mă instruisem și nu citisem dinainte, că ideea era să țin o săptămână sau până într-o săptămână. Și am văzut că merge, am mai întins o zi, am mai întins două, încă una și am făcut. Și nu mă informasem suficient. M-am informat la repezeală și se începe tot cu un suc de mere, un suc de portocale, dar nu brut, jumate-jumate de apă, pentru că noi nu mai avem enzime în stomac. Dacă am băgat, ar cădea ca un bolovan și am face cine știe ce nebunie la nivelul ăla. Foarte încet și depinde de la individ la individ. Cantitatea contează și se începe neapărat cu lichide. Neapărat cu lichide se începe. Lichide însemnând acum o supă, dar numai zeama, dar în prima zi suc de mere îndoit cu apă, ce am băut eu. Suc de mere îndoit cu apă, nici măcar ce n-am băut. Numai asta am băut. Suc de mere a doua zi? Cu apă. Tot așa, o supiță mi-am făcut de genul așa, am mâncat niște frunze de salată, care le-am simțit, nu salată, nu știu ce am mâncat, că mi-a fost frică să mănânc salată, că e foarte intens stropită.
Da, mere am mâncat, mere. Am simțit extraordinar, mi-a arat și am mâncat merele așa, simțeam textura în gură, tot, extraordinar. Foarte puțin și tot așa, cu zeamă, un compot făcut, stafide mi-am pus la, stafide l-am muiat și am băut doar zeama, ușor, ușor, dar mi s-a părut foarte dificil, că încă o dată, acum îmi dau seama, totul a trebuit să fac conștient, păcând înfometarea să o făceam inconștient, corpul avea grijă de el însuși atunci. Înțeles. Eu doar am dat startul, am zis, bă, mă abțin, uite, 10 zile vreau să fac așa și citisem cam tot ce și ascultasem de la Cezare Lisei și de la alții, ascultasem informațiile. Nu m-am instruit cu ieșire. Câte zile a durat revenirea? Vreo 3 sau 4 zile la modul revenirea ca să încep să mănânc. Dar revenirea la mine a fost la modul ca dacă eu înainte beam cafea dimineața, mâncam carne, mâncam lactate, mâncam prăjituri, mâncam patiserie, acum nimic din toate astea. Înțeles. Deci le-am tăiat pe toate. Și au venit fructele, salatele, leguminoasele ușor-ușor, o fasolică, o mazăre, am descoperit soia, mi-am luat aparat de soia, am făcut acasă lapte de soia. Cu un leu faci un litru jumate de lapte, proaspăt atunci, cu cereale, cu ce pun, semințe de cânepă și absolut tot pus în ele, dar cantitățile au fost mult diminuate. Da, da. Și de-aia că probabil luam cele 10 kg, mi le luam înapoi într-un mod destul de rapid, dacă nu schimbam modul de viață, că practic mi-am schimbat modul de viață. De 6 luni am schimbat total modul de viață privind alimentația, că s-au lipit și alte lucruri din punct de vedere mental, am devenit cu o claritate, o luciditate a gândirii, o limpezire. Acum vorbesc mai turat, știi că ne grăbim un pic noi, dar nu e ritmul meu. Stau și mă închid. Nu trebuie să fiu. Dar e dificil. Deci aș sfătui pe cine să-și ia dinainte informații, inclusiv cu astea și vis-a-vis de post, fără trismă sau hidrocolonoterapie, să nu începe să nu se gândească. Pentru că tot ce a strâns la nivelul colonului, unde s-au format plăci de reziduri, vor intra în circuitul sanguin în momentul în care tu nu mai hrănești în tubul digestiv, corpul încearcă să-și ia de unde poate, din toate mizerile, te transferă în sânge și apar probabil tahicardie, dureri de cap. De-aia pentru mine a fost ușor, pentru că fiind pe 22 februarie deja eram în timpul postului Paștelui. Okay. Și deja eram destul de curat, nu mai băgam alimente, brânză, lapte, ouă, ce mâncam în mod regulat. Da, da, nici da. Atunci în cantități. Și n-am avut dureri de cap. Fazele anterioare am mai ținut câte 2 săptămâni, o săptămână și o săptămână, câte 7 zile, dar am revenit la aceeași, aveam dureri de cap, pentru că n-am făcut nici clismă cât trebuie să faci. Aia curăță. E un procedeu destul de neplăcut și destul de... Și acolo trebuie, oamenii trebuie să se informeze, că au o grămadă de informații acolo. Poziția, unde să duc și ce fac. Și ce înseamnă să nu scoți chestiile alea de acolo. Că poți muri. Te auto-intoxici cu propriile toxine și Doamne ferește. Am înțeles. Deci asta e și un pericol. Poți să zici zile. Dar în timpul postului de 10 zile ai băut apă. Cât apă? Nu mai apă. Câtă? Păi să știi că n-am băut exagerat de multe apă, am băut câtă mi-a permis organismul. Apa Vâlcele, care am aflat și eu de la ea, adică toate informațiile care eu le vehiculez acum nu sunt ale mele, decât experiența mea personală e a mea. Toate sunt informații care le-am luat din cărți, începând de la Valeriu Popa, care unchiul meu a fost la dânsul și el dânsul l-a instruit pentru o celulă canceroasă, a ținut nu știu câte zile, eram destul de mic atunci. Ce-a scăpat? Toate informațiile a scăpat, da? Toate informațiile nu sunt ale mele. În afară de experiența mea, eu pot să spun cum am simțit, ce am făcut și să mă compar cu alții care au urmat, au vrut să țină și un post cu experiențele lor. Dar vreau să spun că 7 până la 8% din experiențe se regăsesc într-o experiență comună. Înțeleg. Oamenii raportează aceleași evenimente, fenomene care s-au petrecut în interiorul lor.
cu mai mult sau mai puțin. Și acum fiecare după putință numai se informeze și la ieșirea din post, că poate vrei să pleci cu 3 zile de post și ajungi la nu știu câte zile și nu mai știi cum să ieși de acolo. Să întrebi pe cineva care a trecut, s-a făcut pașii ăștia, să te uiți și ce diagnostice ai, că le facem și pentru sănătatea trupului. Eu având o tensiune ridicată, nu foarte ridicată, având și eu anumite probleme și a trebuit să contabilizez lucrurile. Dar faptul că eu acum nu mai iau decât tinctură de păducel și cardiovasc, care le iau așa și monitorizez absolut în aceeași zi. Eu cumpărasem un holter de tensiune pe care îl foloseau să monitorizez tensiunea. Înainte erau așa, acum nu mai am probleme. Deci toate bolile ți-au dispărut? S-au redus extraordinar de mult. Și am observat iar că ți-am spus, Marius, venind un prieten nevăzând de 40 de ani, am băut niște guri de palincă mai mult. Imediat s-au resimțit. Chiar dacă ficatul nostru, un ficat sănătos, poate să proceseze 100 de mililitri de vin, respectiv șpriț cu apă, într-o oră. Noi când ne apucăm să facem o băută, cum spunem noi băieții, păi nu bem pahar într-o oră, că nu ți ajunge o zi să te minosticul. Da? Un ficat sănătos. Deci noi ne intoxicăm, că practic băutura e o intoxicație a sângelui, care ajunge în circuitul lui la organe, creier, inimă și în alte părți. Da. Și el nu poate să tot învârte în cer până e eliminată și îți dă seara. Corpul încearcă să te pună la orizontală, să zică, bă, oprește-te, stai jos. Da, mulțumesc.